Bună, fetelor! Astăzi am revenit cu un clip de shopping și asta pentru că am zis că le voi face mai des, cam o dată pe lună, o dată la două luni, ca să nu se mai strângă atât de multe produse, pentru că de foarte multe ori și uit ce mi-am mai cumpărat și atunci nu pot să vă arăt exact și înțelegeți mai. Am fost pe la MAC și mi-am cumpărat 3 produse pentru că n-am putut să mă abțin, mai ales când o colecție de produse MAC, mi-am adus aminte cât de mult îmi plac produsele și dați așa, am trecut și eu pe la MAC. Și mi-am luat un ruj în nuanța Pink Plain. Este un roz mat, foarte mat și foarte roz. Adică este destul de natural, dar puțin mai roz. Nu poate intra chiar în categoria de ruj. Iar apoi, să se potrivească cu rujul, am lip liner-ul în nuanța Hip and Happy. La fel, un roz se potrivește cu rujul, este cremos, mat, ca orice creion de la MAC. Și desigur știți că este foarte cunoscut aici pe YouTube concealerul Studio Finish de la MAC și a trebuit să mi-l cumpăr și eu să-l încerc. Este nuanța NC15, cel mai probabil acum că vine vara va trebui să-mi cumpăr un NC25 sau poate chiar 30, depinde de cât de mult mă plantez. Dar momentan este nuanța potrivită și face produsul foarte mult. Dacă vi se pare cumva că sunt răgușită sau răcită, este de la faptul că e foarte dimineață. Dimineața mereu sunt răgușită și am nasul înfundat, nu știu de ce. Începem cu haine. Am această fustă de la Bango, este o fustă de piele, bine, e din piele artificială, cu simte aurii și un fermoar auriu la spate. Am dat pe ea, cât am dat? 130 de lei. Foarte drăguță, mi-a plăcut instant când am văzut-o și nu m-am plăcut atât. Am acești pantaloni, sunt de la H&M. Cred că știți, acum abia au apărut în magazine, noua colecție de, mă zicem, primăvară. Și sunt foarte drăguți, foarte lejer și fin. Au fost 99 de lei și mi-a plăcut mult materialul și modelul. Sunt așa lejer de primăvară și cred că vor merge purtați și la vară. Tot de la H&M mi-am luat acest maieut cămașă în lungurițe albastre. Și este dintr-un material incredibil, dar oricum este un material lejer, foarte bun pentru zilele mai însorite în care o să fie foarte cald. A fost 60 de lei și îmi place foarte mult. Tot un maiuț gen cămașă, dar acesta este un pic mai special, este de la Bershka și se închide în față în nasturi, apoi în față se leagă cu un nod, este special făcut să se lege cu un nod. Iar la spate are spatele gol, o bucată mare de spate și nu mai știu cât a fost pentru că am purtat-o odată, dar îmi place foarte mult materialul, este un fel de voal foarte fin, în același timp totuși nu se vede prin bluză pentru că este destul de colorată și desigur îmi place și culoarea și modelul, foarte bună pentru vară și acum de 1 mai când voi merge la mare cel mai probabil o să-l iau cu mine. O rochiță absolut superbă de la Stradivarius este aceasta. Vine cam până pe la jumătatea coapselor, nu încă pe acum să vă arăt exact în clip. Și aici are o tăietură mică și se vede foarte puțin din plex, puțin mai jos de plex. Și este foarte drăguță și lejeră, o culoare bună pentru primăvara aceasta, material destul de confortabil, adică nu e plastic să transpiri în ea. Și la spate are și un elastic ca să fie mai lejeră, să nu te strângă. Și da, a căzut de pe umeraș. A, și rochița dinainte a fost 149 de lei. Și rochița aceasta am primit-o cadou de ziua mea, așa că nu pot să vă zic cât a costat. Am primit-o de la Elena și Paul. Este de la Stradivarius. Are un fermoar în față, după cum vedeți este verde. Și este genul meu de rochițe, eu mereu port rochițe astea vara și îmi place că are buzunar și aici. E foarte drăguț. Și mulțumesc Paul și Elena pentru cadou. De la New Look mi-am luat un sacoaș foarte lejer de altfel și nu mai știu cât a fost pentru că i-am scos prețul, evident. Nu are nasturi, e pur și simplu atârnă și este dintr-un material foarte gen de bluziță. Adică nu e material de sacou, dar are forma unui sacou.
și îl face foarte casual, elegant în același. Mi-am mai luat un sacou de la Mango și acesta este un pic mai special. Și este scurtuț, un pic mai lung în față, dar mai scurt la spate, dacă puteți vedea. Și este plin de paiete. Se poate observa că este plin de paiete și de un auriu, aș zice. Și un preț, v-aș zice imediat. A fost 99 de lei redus de la 399 de lei. Și asta, o să zic că am avut mult noroc. Da, e special așa și de petreceri și îmi place. Unii ori să zică că este un pic cam mult sacoul ăsta, dar mie îmi place. Această bluziță absolut superbă de la H&M, am luat-o chiar zilele trecute, a fost 89 de lei. Îmi place detaliul din față și cum se prinde, are niște chestii pe aici. Și este elegantă, dar în același timp poate fi purtată și un pic mai casual. Depinde de încălțăminte și de pantaloni sau, nu știu, cu fustă. Și îmi place roșul ăsta. Îmi place foarte mult roșul. Da? Și asta este tot ce mi-am cumpărat eu în ultimul timp. Sper că vi s-a părut interesant clipul. Și desigur ne vedem pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe AskFM. Puteți să-mi citiți și blogul, să vedeți ce idei mai am eu pe acolo. Și ne vedem vineri cu un nou clip. Pa, pa!